Salutare, prieteni! Horror aici. Continuăm aventura pe Dawn of Man cu Horror Clan. Ultima dată, câte mi-aduc aminte, am observat că avem avem destui muncitori pentru toate muncile care le dăm noi, pentru că acum, având agricultura asta, ocupă mult din munca oamenilor, cum a venit. Cum vedeți, nici n-au reușit să planteze toate câmpul aici. Numai două, asta nu l-a plantat deloc. Pentru că nu le-a dat timpul atâtor muncitori cât aveam să facă tot, așa că o să trebuiască să mai facem case. Am dat aici să mai facem. Cu pieile la fel, nu stăm prea bine. Și am zis că de acum o să upgradăm, pentru că am făcut o tehnologie, să upgradăm anumite construcții, de exemplu ăsta, depozitul de stocare, îl upgradăm să facă să transforme în altceva. Doar că avem nevoie cam mult noroi de ăsta, argilă sau cum s-o numi, care nu vine, nu știu de ce. Avem doar 3. Așteptăm să mai crească. Ok, și haideți să totuși să mai pun de astea pice de fund de astea. Asta le dau manual să-l te taie. Pentru că mă curcă pe aici. Mai mor oameni de bătrânețe. Ceea ce nu prea e bine, că nici n-avem destui. Dar asta e. Bătrânețea n-ai ce face. Aici, mormântul pare a fi plin. Așa că vom trebui să construim alt mormânt. Nu mai încă pe aici. Da, numai aici. Trebuie să mai fac unul acolo. Tăi și copacul ăsta. Ăla e tăiat. Să mai putem face aici o casă de fân. În timpul culesului, oamenii iarăși crește munca aici. Mai mult de 100%, aproape 200%. Deci, clar că nu mai trebuie o populație mult mai mare. Dar nu avem ce face. Ne-a venit comerciantul. Și ce putem cumpăra de la el? Să luăm paiele astea. Asta am zis că sunt prea scumpe. Luăm brânzuca. Și asta e destul de scumpe. Paiele scumpe. Nu, atât. Și ce putem da? Nu prea avem ce să vindem, nicio de rede. Nu să dăm oasele astea. Să mai dăm pietre și lemne. Ok.
Să ne uităm aici la manage. Câte de astea avem? 9. Și dintr-un posibil 10. Dar din care eu am zis că ăsta nu mai pune, pentru că avem mină de la. Tot ne anunță că avem prea mulți la muncă, prea mult de muncă față de muncitori. Deci rata muncii e prea mare. Și tot suntem în pană de. Casele astea necesită a fi reparate. Bun, hai să upgradăm de exemplu pe ăsta. Sau nu putem upgrada. Nu știu de ce, e prea degradat probabil. Îl upgradăm pe ăsta de atunci. Facem în cea mai mare. Desface și face altceva. Adică tot ceva de stocat, dar nu va mai fi din piei. O să vedeți cum arată când e gata. Bun, a defrișat un pic aici. Mai facem de ăsta. De fân. Început producția aici și trebuie să le stocăm undeva. Bun, acum începe să-l construiască. Trebuie să aduce doar materialele aici. Când va fi gata, o să trecem la următorul. Asta, după cum se vede, nu se poate deocamdată. Pare un pic mai modernă casa asta, nu e chiar la. Ca. Nu mai arată a iurtă, a cort de asta. Iar a venit comerciantul, să vedem ce ne poate vinde. Ce ne-ar interesa. Hai să luăm pâinica. Mâncarea asta în binișor. Două de astea de paie. Astea sunt prea scumpe. Da, nu știu ce să vindem noi acum. Hai să vindem piatra. Iar asta, după cum vedeți, s-a făcut, arată mai mișto și are mai multe locuri de stocare decât unul de ăsta, după cum vedeți. Așa că îl upgradăm și pe următorul. Se pare că avem limită de populație. Chiar avem mai mulți decât case. Sunt care nu au case. Și asta nu e bine. Deci va trebui să mai construim case. Și o să construim casele de-astea mai avansate. Așa. Sperăm că pe ăsta îl crește. Aici. Asta, asta, pieile, noi suntem la capitolul piei foarte rău, dar din momentul când facem case din astea,
Astea nu mai necesită piei pentru reparații și va fi mai ok. Ok, să-l upgradăm și pe ăsta. Asta e în curs de, mai trebuie un de ăla care va veni de curând. Căsuța noastră e gata. Suntem tot la limită. Dar cred că din cauza că anumite case trebuie să fie reparate și din cauza aia. Iar a venit comerciantul, dar tu ce ne mai dai? Oh, piei. Ok, și ce putem da noi? Dăm asta, așa. Ce am putea să mai dăm noi care nu ne-ar trebui. Să mai vine ceva topare, că va costa destul de mult. Mai facem noi. Și mai dăm în pietre. Așa. Hai să schimbăm zona de... Nu? Sau nu schimbăm, că au început să crească copacii de nou. Acum, având pieile care le-am comercializat, se repare casele. Și cum se vede că avem capacitate mai mare. Ok. Iar s-au plantat, n-a reușit să planteze de asta, e același lucru. Aici mai trebuie argilă, nu prea avem. Să trească să upgradeam și asta, dar trebuie să termine cu ăla. Da. Acum am văzut că putem face case, că putem face din astea în loc de astea și mai putem face și niște grenării de astea, adică depozite de grâne. Așa că vom construi și de aceste tip de depozite. Două de astea aici. A mai crescut populația. Mă interesează asta. Asta este ceva bun. Deocamdată cam atât a dat pentru episodul acesta. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aici a fost Horror. Ne întâlnim data viitoare. Ciao, ciao!